susține pe candidatul la aur pentru a ajunge în, cum? În turul 2. Cum? Există niște discuții în acest... Știți câte discuții sunt despre fotbal? Despre cel mai... care ia balonul de aur? Dacă vreți să discutăm de toate tâmpeniile scuse în campanie, o să ne ia vreo 10 ani să răspundem la ele. Cum să-i cer eu lui Stan? Tane, fă tu niște mulțiri, ia cu 10 peste 2, mulți cu 3, să-mi iasă că știu eu cât o să aibă, nu știu care. Suntem oameni serioși sau nu suntem? Hai să fim oameni serioși. La știți ce ar spune Stan? Da. Bă, ăsta nebunii, mă. Că-ți mă lase în naibii în pace. Luați în calcul ce eventuală guvernare cu aur participare la guvernare. Am spus de 100 de ori. Nu o să fac niciodată guvern cu aur. În schimb, eu o să fac cu PNL-ul. Da, l-ați sunat pe domnul Crebenciu să-l întrebați ce a discutat cu George Simion? Ce să fac eu? Să-l sun pe Crebenciu ca să... Stați, întâi să fac rost din numărul lui Crebenciu ca să... Hai, nu l-am, dar... Dar ce, e un nume public? Știu că al meu e la doamna Șoșoacă pe Facebook, dar la mine... Al domnului Crebenciu nu l-am avut. N-am avut astfel de... Aveți o întrebare pentru mine? Dacă vreți să vă răspund pentru ce au făcut alții sau ce speculații există în presă că ar face alții, că eu împar voturi. De unde să împar voturi? Eu am un vot. Eu și familia mea. Ce voturi să-i cer eu lui Stan să împar? Că zice Stan, băi, e nebun la cap. Despre ce vorbim? Să vă răspund ce... Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara, bună seara tuturor. Avem un breaking news generat de niște imagini care îl pot clarifica pe domnul Ciolacu de unde poate obține numărul lui Hrebenciuc, așa cum s-a explicat că ar vrea să-l aibă, dacă aș avea numărul Hrebenciuc. Uite, l-ar putea obține de la domnul Mihai Tudose, care este, înțeleg, conducătorul campaniei domnului Ciolacu. Este... În urmă cu câteva luni, în timpul sezonului cald, domnul Mihai Tudose s-a întâlnit cu domnul Viorel Hrebenciuc, după cum relevă aceste imagini apărute în urmă cu câteva minute în spațiu public. De precizat că acestea sunt imaginile care au apărut. Se poate să se fi întâlnit de mai multe ori, în mai multe rânduri, dar aici au fost surprinși. Domnul Buzeanu, eu am prezentat ce difuzăm. Sigur, nu am speculat sigur. Că e singura întâlnire din viața celor doi. Sigur, dar am simțit nevoia să amplific un pic aceste. Vă place să băgați bățul pe-n gard, am înțeles. Sunteți un fitilist. Asta nu e o noutate, domnul Buzeanu. Dar nu specula că domnul Tudose s-ar fi întâlnit cu domnul Hrebenciuc recent spre a dezbate cum anume pe filiera Hrebenciuc Gigi Becali poate fi util în această campanie electorală, astfel încât de două zile să vorbim doar de Gigi Becali. Cine e Gigi Becali în politică? Da. Bun. Așa este. Domnul Buzeanu, Mihai Tudose poate, dacă o avea chef omul, sigur, nu-l obligă nimeni și nici nu-i facem noi program, Mihai Tudose poate o să binevoiască să explice de ce s-a întâlnit cu un nene retras din politică, irelevant. Fost membru PSD, irelevant, al cărui număr de telefon nu-l are domnul Ciolacu și domnul Ciolacu are numărul de telefon al oricărui om care contează. Da. Deci de ce își pierde timpul Dita mai Mihai Tudose să se întâlnească? Mihai Tudose, nu știu, am rămas sub impresia așa. Că Tudose este și cel care conduce campania, domnul Ciolacu. Păi nu e normal? E șeful de campanie. Da. Nu? Deci nu e... Domnul Tudose e unul dintre cei mai importanți oameni în Partidul Social Democrat. Nu doar că e important, dar e cel care conduce campania. Asta, funcțiile astea, domnul Buzeanu. Domnul, important, e mai important dacă ești important în partid decât dacă conduce efectiv campanie. Deci, bun. În Partidul Social Democrat avem Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Daniel Băluță și Mihai Tudose. Și restul lumii. Sigur, într-o ierarhie bine definită. Ăștia patru sunt cei mai importanți oameni din PSD. Da. Dacă unul, nu dă în top 5, ci dă în top 4, poate chiar numărul 2, poate 3, poate 4, nu speculăm, se întâlnește cu Viorel Hrebenciuc, înseamnă că Viorel Hrebenciuc mai reprezintă ceva. Că în anul ăsta cu alegeri locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale... N-ai timp așa să te întâlniți, să mai povestești, ia zi, Neviorele, cum era pe vremea mea tale. Te vezi la anul, când ai ce face. Nu? Mă gândesc. Da. Încerc să-mi dau seama totuși unde e restaurantul ăsta și mă întreb dacă nu care cumva e restaurantul ăla așa, ca o, bine, ca o picanterie, domne, dacă e, nu că și când înseamnă ceva, ca un spectacol al istoriei, nu? Așa. Mă gândesc dacă nu care cumva e restaurantul ăla de la intersecție de lângă ambasada Rusiei. Sigur, este și sediul PSD-ului tot lângă ambasada Rusiei, deci probabil că e lângă sediul PSD-ului. La cine PSD-ului. Gândești? La Casa Doina? Da.
Aha. Pare acolo, nu? Dacă nu mă pronunț. Posibil să greșesc, posibil să nu greșesc, sunt șanse mari să nu greșesc. Însă, cert este că e la mijlocul dintre ambasada Rusiei și sediul PSD-ul. Sau, mă rog, în zonă. Cert este că, domnul Zamfir, avem aceste imagini care amplifică un pic acest scandal. Da, e lămurit imediat. Amplifică acest scandal sub care se stă, sau, mă rog, aceste suspiciuni sub care se stă acum. Și, sigur, aș vrea să întreb încă o dată în legătură cu acest trecut al PSD-ului, de care tot încearcă oamenii ăștia să se dezică. Ați văzut cu foarte mult aplomb, cu tact și așa mai departe, fiecare dată când intră în dialog cu noi, cu un reprezentant al PSD-ului, vine și ne spune chestia, domnule, ăla era PSD-ul înainte, domnule, lasă-mă cu PSD-ul ăla dinainte și așa mai departe. Păi, dacă a fost rău PSD-ul dinainte, mă, înseamnă că PSD-ul are și o vină pentru ce s-a întâmplat în România până acum, că pare că vinovat e doar USR-ul pentru alea 7-8 luni sub care s-a guvernat. Adică dacă totuși se dezic cu atâta scârbă de trecutul lor, de Hrebenciuc, de trecutul lor, bă, înseamnă că se dezic totuși și sub o argumentație, și anume, au făcut țara asta, au dus țara asta într-o situație delicată. Dacă se dezic altfel, dacă ar fi fost bine ce s-a făcut pe vremea lui Hrebenciuc, s-ar fi aliat cu acest trecut și acolo ar fi sunt pronunțat. Acolo sunt cei doi, domnul Buzean. Super. Deci, peste confirmare. Drum de ambasada Rusiei. Bine, acum nu e corect. Atenție, nu e corect. Haideți, asta chiar nu e corect. Asta bine, e manipulare. Lângă sediu PSD. Hai să o luăm așa. Da, lângă sediu PSD. Da, asta da, cu... așa ca o glumă, dar eu am ca o glumă, dar nu e, adică vrei domnule, să... nu mai putem să glumim în țara asta, lasă-o dracului de treabă. Nu mai crească de glumițe de astea. Fix lângă unde a fost un accident auto acum două zile și un om și-a rupt piciorul. Nu, atenție. N-are nicio legătură. Am vrut să fiu foarte calm. Ca o glumă, deci nu e... Se întâlnesc politicienii acolo întotdeauna pe ambasada Rusiei. Vezi că e lângă ambasada Ucrainei, de ce nu zici așa? Păi nu e chiar. Ce? Mai departe. Cum, mai cât de departe? Faci ceva până la ambasada. Păi nu e nici lângă sediu PSD atunci. Eu alt local dacă vrei lângă ambasada. Păi și sediu PSD e mai... Vezi că ambasada Ucrainei e lângă sediu PNL. Și lângă Cici Becali. Nu e mai departe. E lângă Cici Becali. Nu e mai departe. Domnul Zamfir, ambasada Ucrainei, sediu PNL, Casa Becali, să zicem, Palatul Becali. Sunt într-o sincronizare, sunt pe aceeași stradă. Domnule, sunt pe aceeași stradă, vă dau cuvântul. Domnule, acolo e un bulevard foarte mare care unește zone importante. E o stradă. Nu sunt, deci sediul PNL nu este între ambasada Ucrainei și... Bă da. E, traci. Vă dau cuvântul de onoare. Nu deci, vă crezi. Deci, atenți că trăiesc acolo. Că intru pe Google. Deci asta e bulevardul aviatorilor. Așa. Și pe bulevardul aviatorilor, cum mergi dinspre Piața Victoriei spre aviatorul pe partea dreaptă, ai așa. Palatul Becali, imediat peste drum, sediu PNL-ului, mai mergi 20 de secunde, dai de ambasada Ucrainei. Păi asta Ucrainei. Spun. Nu este Ucraina între PNL și Becali. E după. E după, da. Contează. Păi nu, de unde așa distrugi niște oameni? Dar ce vreau ai distrus niște destine. În două minute de televiziune l-ai făcut pe Hrebenciuc putinist, nu, l-ai domne. Făcut pe Tudose putinist. Proști ori fi dăruitor de judecată. Păcatele mele, domnul Zanfiriu. Păi asta ai făcut, Radu. Domnul Zanfiriu, chiar... Îți bagi joc de oameni care luptă pentru integrarea euroatlantică a României, în același timp cu integrarea în turul 2 a domnului Simion. Domnule, trebuie să remarcăm... Uite, de ce nu faci putinist pe domnul Simion? Că instanța te lasă. Ceva? Eu nu cred că domnul Simion e putinist și o să-ți explic. Care-i teza mea? Că m-am gândit, asta și m-am gândit, zic, bă, nu cred că Simion e putinist. Bă, problemă cu deciziile judecătorești. Domnul Zanfir. Deci nu înțelegi că Simion e putinist și că FCSB nu este Steaua. Ai astea două chestii care te blochează. Deci atenție, repetați-mă că vă spun. Suntem cu un război la graniță, este și ciudat să discutăm despre fotbal și armata română. Doar despre fotbal se discută. Dar doar despre fotbal se discută. Ce vreau să remarc? După cum observ, domnul Ciolacu a descoperit o pasiune pentru fotbal în ultimele luni. Da, domnule, cam de când a dat Gigi Becali să intre în politică. Nu, de când a dat să intre în cursa prezidențială, a văzut stadioane pline și a zis, voi ia să mă lipesc și la stadionul ăsta plin. Dar nu asta vreau să spun. Fii atent. George Simion, ia da? Zi. Eu nu cred că George Simion este rusofil. Sigur. Sau e om americanilor. Domnule, ce cred eu? Vă rog. Eu cred așa, că omul s-a înconjurat de toți indivizii ăștia absolut bizari. Cine care e bizar? George Simion s-a înconjurat de toți indivizii cine ăștia e bizar? Asociabil Rusiei, sub simpatie, sub mers la ambasada Rusiei, sub tot felul de argumente favorabil comunismului, indivizi care apreciază mult comunismul. Care... Deci toți oamenii ăștia care cine, sunt... domnule, Lulea? Domnule Lulea ăla, Mihalcea ăla, deci toți oamenii ăștia adunați pe listă, așa care sunt. De ce? Ca să înspăimânte! El trebuie să-și ducă acest rol de spaimă. George Simion, el trebuie să fie o spaimă. El în capul lui nu-i cred că putinist, eu cred că nu-i nimic. Poate să fie, nici nu are nicio simpatie nici pentru americani, nici pentru... Cred că omul pur și simplu își propune să aibă un pic de importanță în perioada asta. Deci, și atunci s-a înconjurat de toți indivizii ăștia care mai degrabă sunt înspăimântători, că te gândești, mamă, ne duce în comunism, tocmai ca să înspăimânte, să sperie. Asta e scopul lui. Dar tu crezi că există putiniști periculoși în România?
Bă, să o luăm altfel. Sincer, nu cred că există asta putiniști. Mai ții minte când aveam discuția asta și erai speriat de putiniștii din România care... Era speriat de publicul care e destul de numeros în favoarea Rusiei, dar n-are reprezentanți... Subiectul cu Rusia e gonflat așa că... Dar n-are reprezentanți serioși. Nu știu, serviciile și-au făcut treaba și n-au existat. Uite, de exemplu, eu sunt convins că dacă Dan Puric ar prelua Partidul Aur... Dan Puric e putinist? Eu două dracu, dă treabă. Nu știu, că mai a început emisiunea de 10 minute și sunt surprins de 11. E măcar Dan Puric? Eu zic că e. Am înțeles. Zic că e și cred că... Putin cred e putinist? Cred că el asumă chestia asta, dacă îl întreb. Domnule, da, nu știu dacă... Dar ce remarc... Șoșoacă e putinistă? Bă, Șoșoacă e, dar nu e periculoasă. E ciudată, e ciudățică. E ciudată. E ciudățică, așa, ea e enervantă. E enervantă. Enervantă, așa, enervantă. Dar nu poți să spui că acaparează. Dar tu crezi că extremiștii noștri de România sunt periculoși sau sunt periculoși pentru democrație și vor instaura un regim dictatorial extremist sau sunt niște clovni scoși la produs de marile partide pentru a face niște jocuri interesante? Hai să spunem evidența, domnul Zanfir. Ia zi. În urmă cu 4 ani, PSD-ul era pericol extremist. Așa. Dragnea era pericol extremist, ce auzea Simion, auzea Dragnea, era pericol extremist, motiv pentru care s-a... Corect. Și apoi s-a creat un pericol extremist și domnii de la PSD sunt niște occidentali acum remarcabili, spre care privește toată lumea, domnule, de bine, de rău, cum face domnul, domnule, bine, de rău, deci de bine, de rău, par preferabil extremiștilor. Ție ți se pare formațiunea AUR mai extremistă, dacă putem să folosim grad de comparație la acest termen, decât PPDD pe vremuri? Da, dar atunci nu era pericolul, nu exista război la granță, nu exista Putin. De război, de deci ei, pur și simplu, ți se par mai spre extremă decât PPDD-ul? Aia mi se păreau, aia cu câteva excepții, le putem numi două. Lasă, nu le mai numi. Dom'le, nu, dar vreau să zic că-s două, așa, le putem număra, poftim, două. Eu atâta mi-aduc aminte că erau pe listă, dom'le, toți erau bizari. Erau niște bizari toți de pe lista aia. Deci nu știu dacă pericolul, erau bizari. Nu cred că erau nici aia periculoși. Deci nu erau pericole. Nu e pericol. Ce înseamnă pericol? Pericol. Nu, mi se pericol pare un om extremist. Plauzibil. Deci dacă... Da, pericol extremist... Că poți fi periculos de prost. Da. Să nu lași un prost la butoane. Să fii plauzibil, să poți să câștigi mai mult decât 20% cât poți aduna așa. Dar de ce așa? E mai mult de 20%? Că 20% e foarte mult. E mult, dar e insuficient. Pentru ce? Pentru a putea prelua o țară, scoate din Uniunea Europeană, să o duci către Rusia cu tare, e insuficient. Cât aveau ăștia... Comuniștii când au venit comuniștii sau ce vrei să mă întreb? Nu. Credeam că mă duci în istorie. Te duc în istorie, dar în istoria recentă. Da. Cât aveau ăștia euroscepticii în Marea Britanie la Brexit? Era echilibrat. Păi asta încerc să spun. Cât de echilibrat era? Era destul de echilibrat. Ce înseamnă asta? Păi 50-50, pe acolo era. Este o secundă, Partidul Conservator era eurosceptic? Laburiștii erau eurosceptici? Nu. Partide eurosceptice aveau cât... Dar nu e comparabil, Răzvan. De ce? Pentru că poți supraviețui în afara Uniunii Europene, pentru că sunt totuși dita mai în periodul. Dar încerca să spun că nu trebuie să ai 50% plus 1 ca să dai peste cap o țară. Nu, dar totuși... Peste 20%, 30% măcar trebuie să ai ca să începi. O să dai peste cap o țară și cu 20%. Nu despre asta e vorba. Problema în felul următor. Pericolul nu e că ne scoate din Uniunea Europeană, că nu vor românii să iasă din Uniunea Europeană. Nu vor românii să iasă din Uniunea Europeană. Aia care vor să iasă din Uniunea Europeană sunt o minoritate gălăgioasă, dar nu mai e simplificat. Nu sunt de acord. Deci nu sunt acolo, îi urmăresc, îi văd să mulți. Da, nu, e numărat. Cât sunt? 1 milion? Domnul Zafis, din ce în ce mai mulți. Sunt din ce în ce mai mulți. Da, nu cred. Permite-mi să nu cred. Nu cred că sunt mulți. Cred că sunt extrem de gălăgioși, pentru că îi sare în ochi unul care spune să-i roie exit, nu sare în evidență 1 milion care spune, taci dracu, dângu. Deci românul nu stă să se pronunțe, e dezinteresat, are vocație occidentală. Ok, nu are apucături occidentale, dar are vocație occidentală. Întotdeauna noi eram așa cu ochii în col, niciunul nu era către răsărit, decât obligați de ruși. Și până la un moment dat și în comunism, mai dați-vă dracu de sovietici, ne-am întors un pic în partea elaltă. Da, deci noi și în comunism eram așa cu ochii mijiți către Occident. Românul nu poate să trăiască într-un model estic, răsăritean de societate. Chiar dacă el mai trebuie educat în spiritul democrației. Dar întotdeauna partizanii anticomuniști, îi scot ăștia legionari și nu știu ce. Păi ce făceau? Așteptau să vină americanii. Întotdeauna toată orientarea noastră a fost încolo.
Anglo-americani. Anglo-americani. Ăsta era expresie în mentalul suntem colectiv. Suntem cu toții, cred că cei care te urmărim, suntem de acord cu ce spui. Bănesc că e o minoritate insuficientă. Pe cea spun, care zice... Nu te scoate domnule, nimeni, mă, tătie. Noi o să stingem lumina în Uniunea Europeană. Domnul Zafir, noi o să ajungem să fim motorul economic al Uniunii Europene, pentru că vom fi împreună cu bulgarii, albanezii, Muntenegru. Dumneata, nu înțelegi că i-a prostit binele. Deci noi erau românii care sufereau. Și suferind, în starea de suferință, ne uitam și noi către speranță. Nu iese, bă, acum noi nu mai suntem în stare de suferință. Acum suntem în zona asta de democrație și suntem deranjați de faptul că vecinul are un succes mai mare ca noi și ne gândim, băi, hai să ne echilibrăm în sărăcie cu toți. Ce este extremist sau extrem la aur și sos e nivelul scăzut a calitativ. Da. Deci sunt extrem de slabi. Da. Înțelegi? Da. Ai câțiva capabil să articuleze niște fraze și restul băm, 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 băm. Nu te înțelegi, de-aia la și la pe Gigi Becali. Că nu trage în jos calitatea politicii. Și dacă ai o formațiune unde intră Gigi Becali și media rămâne la fel, îți dai seama cât de scăzut e nivelul din partidul. Păi de două zile toată politica română se dă peste cap că a intrat Gigi Becali pe telefon într-un loc. În orice țară civilizată intra Gigi Becali, râdeau aia puțin, întreba, domnule, hai domnule, vine domnule. Schimbările la pauză, că nu stăm să facem politică cu tine. Stați o secundă, că face niște schimbări, vă că la pauză și în politică. Vă că păi l-a schimbat... asta e grav, pentru politicianul din 2024, când ajunge Gigi Becali două zile să țină agenda, e clar că clasa politică dă doi bani. Totuși e un om care deține o avere importantă. Și dacă are o avere importantă? Un important om de afaceri, are... Și ce dacă? Are un club, dar ce vreau să remarc altceva? Are un club? Altceva vreau să remarc, domnule. Adică vreau să zic politice. Că ceva influență poți să-i numești care avea, dar nu, nu ar trebui ceva. Politic să aibă nici... Bă, dar ești, domnul Zanfir, faci un exercițiu. Ești G. Simion, da? Bă, ești tu ești G. Simion. Nu, ești G. Simion, ascultă-mă. Tu ești G. Ne-Simion, te cheamă și Nicolae. Te rog eu frumos, fii G. Simion doar de dragul ca exemplul meu ca să pot să-mi duc exemplu. Și tu ce vrei, să fii Gigi Becali? Mă folosesc, sunt Gigi Becali. Bine mă poftim, sunt Becali. Cred că nu te deranjează dramatic. Cel puțin financiar nu mă deranjează. Ok, deci, ia spuneți. Și aș face și niște schimbări uneori la pauză. Dar vreau să zic așa, domnule G. Simion, se desfășoară acest scandal care te pune și în postura de a fi omul PSD-ului, da? Deci în momentul de față pare omul PSD-ului, pare un lacheu al PSD care se folosește de PSD-ul de el și așa mai departe și omul al doilea de lista ta, G. Becali, zice, domnule, vedeți ce se întâmplă, că ăsta Simion e pe mână cu PSD-ul, da? Ce faci tu? Ești cu Becali mai departe? Mergi cu Becali mai departe? Păi da, e de ales? E după tine? Păi asta înseamnă că ești, într-adevăr, omul PSD-ului. Deci eu bănesc că dacă tu ai fi G. Simion, ai zice, te dezice de Becali, te-ai face dracu rapidist, nu știu, ai umbla cu fulare, cu Dinamo, nu, nu știu, ai face orice. Ca să te dezici de Becali, trebuie să fii stelist. Domnule, te rog, dar e felul următor. Da. N-ai nevoie să te dezici, nu te asociezi. Păi nu, dar acum nu, lasă, te-ai asociat. Păi de ce te-ai asociat? Te-ai asociat pentru popularitate. Păi, că ai văzut atunci, care stadioane plin, ai te-ai asociat cu Gigi Becali pentru popularitate. Te-ai asociat cu clanul duduienilor pentru popularitate. Te-ai asociat cu Victor Mikula pentru popularitate. Acolo pentru protecție, cred că. La clanul duduienilor. Haideți să-i salutăm pe invitații de la această oră. Hai să-i salutăm, dar înainte să-i salutăm, hai să urmărim. Să-i salutăm pe oamenii ăștia. Stai că-i salutăm și urmărim împreună. Bine, hai, facem așa. Doamna Simona Spătaru de la USR alături de noi. Bună seara. Bună seara. Domnul Lavrin Covaș de la PSD alături de noi. Bună seara. Bună seara. Cu noi prin telefon este și domnul Daniel Buda de la PNL. Bună seara. Bună seara. Din partea Forța Dreptei, domnul Adrian Oros. Bună seara. Bună seara. Mulțumim tuturor și haideți împreună să urmărim materialul pe care îl prezintă colegul meu. George Simion și Gigi Becali împreună la Sfântul Dimitrie. Împreună au mers cel nou. Cel nou. La Sfântul Dimitrie cel nou. Da, corect. Bun, și să urmărim aceste momente și ele de când sunt? Când au apărut imaginea asta? Bănesc că sunt de astăzi, nu? Aceste imagini. Da, de când vrei să fie, domnul Deci Guzean. Sunt ulterioare scandalului, deci după acest scandal... O emisiune în direct zilnică. Gigi Simion se duce cu Becali, sigur, în acest moment în care trebuie să profite îl de ceva... Îl duce Becali. Da, duce. Îl duce. Să profite un pic de ortodoxie, asta e altă chestie de rizorie care mă deranjează, dar altceva vreau să spun. Ia. Domnule, te afișezi din nou cu Becali. Deci înseamnă că îl certifici. A avut de toate păi Becali. Păi e de ales. Hai să păi după tine. Și comentăm cu invitații noștri. Hai să urmărim. Bună ziua. Scuze. Câte case ai făcut? Dați-mi mie lumea cuvântare. Stai un pic. Să trăiți sănătate. Doamne ajută. Doamne, Cristiana, n-am sunet.
N-am sunet, dar la tine. Merge. Ia uite, Ghenadii, nu-i Ghenadii, unde-i Ghenadii? Nu-i Ghenadii, nu-i Ghenadii, nu-i Ghenadii, nu-i Ghenadii, nu-i Ghenadii, dar fac un ce faci, mă? Ce faci? Dar unde-i fost, nu-i fost bă, ultima tarii? Și unde-i dispărut, mă, Ghenadii? Măi, că nu mă pot. La plătesc, aici la biserică. Da? Băi, Ghenadii, mi-era Gheorghe Matani, dar unde-ai dispărut, mă? Bun, doamna Simona Spătaru, ați urmărit aceste imagini, vă întreb și pe noi asta. Dacă ați fi G. Simion și ar izbucni acest scandal, care v-ar certifica ca fiind un placheu al PSD-ului sau un individ care face jocurile PSD-ului, v-ați mai afișa cu cel care v-a pus în situația asta? Doamna Spătaru. Dacă ar fi să luăm că este G. Simion, nu ne-ar mira nimic ce ar face. Acum, eu după 4 ani de zile în Parlament, că abia acum se discută că aur este un instrument al PSD-ului, nu mă miră. Asta a fost o obișnuință să văd colaborarea celor două partide în Parlament. Și nu, acum e un fel de deja vu, sincer, dacă ne uităm peste vară la alegerile din 9 iunie cu Piedone, da? E același episod pe care PSD-ul îl face acum cu George Simion. Pentru a putea să sufoce orice altă conversație reală, să zic, pe campania aceasta, ne l-a băgat atunci pe gât pe Piedone, acum pe George Simion. Nu, e mai spectaculos. Domnul Simion, domnul Simion, la alegerile pentru capitală, nu și-a pus niciun candidat. Deci, practic, al doilea sau al treilea partid din România a decis să nu pună candidat la București, să nu deranjeze. Și-a pus candidat la București absolut irelevant, dar l-a crescut pentru alegerile parlamentare. E pe loc eligibil. Okay. Deci a tras un glonț în aer la alegerile locale ca să aibă pretext să-l facă parlamentar pe personajul în cauză. Ceea ce înseamnă că personajul în cauză e important pentru partid. Personajul te uiți cauză la personaj și vezi că a fost bun într-o primărie PSD-istă, a fost bun într-o altă primărie PSD-istă și că, de regulă, în administrațiile PSD-iste e om extrem de influent. Deci aia e mișto. Deci e și mai, da, și mai spectaculos. Zăugăra, un strat. Da, domnul Buda, dumneavoastră, cum vedeți la PNL acest scandal? Pentru că am văzut că ați luat atitudine, am văzut pe domnul Ciucă explicând faptul că ne aflăm într-o stare de pericol cumva cu această situație în care e crescut acest partid din ce în ce mai mult. Vă rog. Domnul Buda, ne auziți? Da, da. Da, vă aud. Vă rog. Lucrurile sunt foarte, foarte grave din mai multe perspective și aș rămâne puțin în zona acestui partid care îl vedem că este puternic pro-rus, AUR, și care astăzi este dus de către PSD la un nivel de relevanță majoră în politica din România. Și când spun acest lucru, poate puțină lume știe faptul că AUR a votat în Parlamentul European împotriva tuturor rezoluțiilor unde doream un sprijin consistent pentru Ucraina, astfel încât să poată să facă față agresiunii Rusiei. De aici marele pericol pentru democrația din România, de aici marele pericol pentru ceea ce înseamnă viața politică în România și iată că Rusia își face simțită prezența cu ajutorul celor de la PSD în mediul politic din România. Lucrurile sunt foarte clare. Deci de la PNL, să știți că le știam de multă vreme și anume faptul că PSD îl va duce sau va încerca să-l ducă pe George Simion în turul 2, deoarece este singura modalitate și singura posibilitate. Aici, prin care o spectacol, ei... vă întrerup pentru că, într-adevăr, și o să-l invităm în discuție și pe domnul Lavrin Covaș de la PSD. De ce vă întrerup? Pentru că a apărut un sondaj fix astăzi care zice Dan Doasele, zice nu, vedeți că domnul Ciolacu bate pe toată lumea în afară de Joan în turul 2. Deci oricine vine în turul 2, deci nu e. De unde a apărut? E de la domnul Ștefureac, sondajul. Atunci să nu ne mire. Da. Domnul Covaș, vă ascultăm. Da, domnul Buzăianu. Aș vrea să începem discuția cu ce a spus la începutul acestui reportaj și acestei emisiuni înainte să intrăm noi direct, da? Și anume despre afirmația ale lui Gigi Becali. Păi, Gigi Becali, orice afirmații face acum în momentul de față, se face în logica unui candidat din partea AUR și unui candidat eligibil. Deci, normal că aceste afirmații pe care le face, le face. Păi vedeți că asta defavorizează partidul AUR. Afirmații nu sunt în favoarea AUR-ului. Nu. Gigi Becali spune mai multe lucruri. Eu zic că
se pune prea mult accentul pe ceea ce spune Gigi Becali. Pur și simplu, e de notorietate faptul că Gigi Becali face declarații de multe ori care sunt așa ieșite din comun, probabil că fac audiențe, dar într-un final nu duc la nimic. Păi, ceea ce privește pe cei de la PNL, aș vrea să spun că asemenea acuzat, cum zice, a spus și domnul Buda, mi se pare ieșite așa din comun și mi se pare că Dumnezeu înainte să te facă să pierzi, îți ia mințile, pentru că asemenea afirmații și asemenea acuzații nici nu fac cinste, nu fac cinste nici partidului lor, nu fac cinste nici președintele. La ce vă referiți concret? Care, înțeleg ce a spus înainte, că am încercat să băgăm pe cineva în Parlament sau că am încercat să susținem pe cineva pentru turul 2. Nu, asta niște prostii. Spuneți-mă în primul rând cum s-ar putea face asemenea lucruri. Să se fure la în secțiile de votare. Cum stimate, domnul Zamfir? Spuneți-mă. Păi nu știu, credeți că în România se fură în secțiile de votare? Păi că e simplu. Păi eu cred că nu. Eu am fost într-un birou electoral central în 2019. În momentul de față susțin, am și un curs pe care îl susțin chiar săptămâna viitoare pentru colegii avocați, pe drept electoral. Și eu nu știu cum se face acest lucru, dacă ne puteți spune, sau dacă cineva știe, sau dacă păi s-a vorbit care, și la noi în emisiune, au spus oamenii. Care, culmea, sunt la putere, dar nu vă prefaceți așa, că, sau poate nu știți dumneavoastră, asta e trist. Că ar trebui să știți și golul în care se petrec. Se fură, da. Program informatic. Se fură. Cum se poate face? Ia, cine vrea să intervină, să-i spună domnului Lavrin Covaș cum se fură? Stimate domn, am rugămintea să vă uitați puțin la voturile pe care le-a dat PSD-ul în județele Vaslui, Neamț și așa mai departe, către UDMR. La europarlamentare, adică da, precedente. La europarlamentare. Nu e o chestiune pe care acum o inventat. Nu este o chestiune pe care ați verificat-o. Ați văzut că domnule Buda, aveți o problemă să terminați, domnul Buda, și vă dăm cuvântul. Dar nu decolează. Noi ne putem certa cât vrem. Aveți o problemă că sunteți pe locul 4 sau 5 cu candidatul la prezidențial acum. Nu mai aveți ce să mai faceți și încercați să atacați. Stimate domne, deja cu niște subiecte care ducă ridicol și pe domnul. Ducă ridicol, am înțeles. Asumați-vă acest furt pe care l-ați făcut până la urmă la legile europarlamentare, pentru că v-ați furat propriul electorat și ați dat voturile la UDMR. Haideți să dăm cuvântul și domnului Ioros. Puțină credibilitate care a mai rămas. Înainte n-am văzut așa. Nu e așa o răsturnare de situație că se mai fură în România. De ridicol. Și e doar vina lui că pică în sondaje. Pentru înțeles. Că vine cu asemenea subiecte. Da, bun. Domnul Ioros, dumneavoastră ați auzit vreodată de alegeri fraudate în România? Sau e șoc și groază? E fur la alegeri, că poate da. Poți să fur 2-3%. O decizie că undeva ceva s-a fraudat. Dacă există, atunci discutăm, pentru că suntem într-un stat de drept, dar dacă nu există, înseamnă că sunt niște acuzații fără fond și mai ales ar trebui aduse probe. Deci nici noastră ne-ați auzit de furt la alegeri. Noastră crezi că nu se fură la alegeri. Domnul Oros, ne auzim? Da, da. Haideți, cu dumneavoastră vorbeam. Da. Ați auzit vreodată de alegeri fraudate la nivel de secție de votare în România sau nu există așa ceva? Că uite, uitați, domnul Lavrin Covaș n-a auzit. Dar îi dau eu niște exemple, după ce terminați toți cu punctele de vedere. Să-l pun la curent. Au fost deseori acuze că se pot frauda alegerile și că tot, sau de cele mai multe ori a fost suspicionat PSD-ul. Dar să fie clar, este foarte clar că PSD-ul va încerca anul acesta să facă orice ca să câștige alegerile parlamentare după 24 de ani. Vedem cum și-au crescut o opoziție alături de Simion. Vedem cum i-au luat alături cei din PNL la guvernare ca să aibă și scuza prostilor pe care le fac. Dar dacă îl întrebăm acum pe Ciolacu, el ne spune că vrea cu Ciucă să guverneze după 2025, domnul Ciucă ne spune că nu mai vrea guvern cu PSD-ul, dar nu coboară din pat și acceptă toate măsurile aberante. Este mai mult o hrijoneală de baldachin între cei doi, pentru că ei și-au propus să guverneze în continuare după 2025. Domnul Simion este doar, să zic așa, un motiv de ceartă acum între ei, fiecare încearcă să-l folosească, dar scopul final este să guverneze împreună. Deci domnul Ciucă ne spune că orice vot
pentru AUR este un vot pentru PSD, dar toată lumea observă că orice vot pentru PNL va fi un vot pentru PSD. Pentru că ei vor merge împreună după 2025. Deci e ca un bar mexican, toată lumea trage în toată lumea. Deci nu să găsești puncte la un loc. Bun, doamna Sfătaru, dumneavoastră, ce credeți de ideea asta? Că s-ar putea, până absurd, frauda voturile? Că asta e linia de apărare a PSD-ului. Dom'le, și dacă vrem, cum îl băgăm în turul 2? Că nu avem cum să-l băgăm în turul 2. Explica zilele trecute un reprezentant PSD într-o emisiune sistemul Suveică. Yeah. Cum este rugat un elector să intre într-o secție de vot cu un buletin deja cu ștampila pe partidul cu trei trandafiri, urma să iasă după aceea din secție cu buletinul acela gol cel primea din secție. Că și eu întrebam ce, doamne iartă-mă, este Suveica asta. Uite, a explicat un PSD-ist foarte clar. Da, cine, ce PSD-ist? Puteți să-l numiți ca să știm. Uite, iertați-mă că îmi scapă acum, asta îi văd fată, dar îmi scapă numele. Da. Apoi spune acum Gigi Becă care cu 10-20 de voturi, nu știu ce, și că asta n-ar fi o fraudă. E tot o fraudă la vot dacă tu-ți convingi niște electori ai tăi să pună votul pe altcineva. Asta e ideea, că PSD-ul are un excedent, adică pentru turul întâi. Deci da, nu intră la limită în turul întâi. În turul 2, pardon. Asta nu e o chestiune, nu e un fapt moral corect. Că dacă tu ai electorii tăi, membrii tăi de partid și îi determini să voteze pe altcineva, că tu nu faci nimic altceva decât strategie politică. Nu e adevărat. Nu e adevărat, asta e fraudă la vot, cum adică? Nu mi se pare fraudă faptul că îți faci o strategie, dar e sigur o situație bizară, având în vedere că cel pe care tu îl bagi în turul al doilea este G. Simion, crescându-i în felul ăsta scorul și partidului, și în partidul acela G. Simion și-a burdușit partidul de cu putiniști. Cu putiniști sau PSD, și PSD-și, da, bă, e important, pentru, da, că, bă, e important, da, pentru că el trebuie să reprezinte o spaimă și de-aia i-a băgat. Asta, da, e motivul, da, pentru care i-a băgat pe toți oamenii, da, ăștia. Da, fiind un partid bidon ca ăla al doamnei Șoșoacă, bagă 3-4 putiniști să facă urât la televizor și bagă o serie întreagă, da, de PSD-și, da, care nu ar fi prins loc eligibil pe lista Partidului Social. Domnul Lavrin Covaci, știți că există primari în România care au câte două dosare penale pentru fraudă electorală, sunt trimiși în judecată pentru fraudă electorală? Știați chestia asta? Nu s-ar fi. Da. Există hotărâri definitive? Asta e întrebarea mea. Deci sunt niște idioți procurori ăștia. Definitive. Păi nu, dar trebuie să stabilim care e definiția penalului. Penalul, domnul, este profil de armand de la sectorul, da, 1, care e prima pe listă. Da. Știi că poate dezastru din partid, da, că e undeva pe la 8%. Așa. Sau penal sunt cei cu hotărâri, păi, definitive. Păi, eu n-am zis de penal, am spus că sunt oameni trimiși în judecat. Nu, dumneavoastră îți spuneați că nu există... De păi, vorbim, da, despre lucruri diferite. Spuneți-mi ce. Eu am întrebat dacă aveți, există probe odată. Păi, de moment ce a fost trimis în judecată, nu există probe? Înseamnă. Există o legislație care spune că, așa, penal înseamnă definitiv. De unde am vorbit de penal? Și de unde ați venit cu penal? Cine v-a adus cuvântul ăsta în discuție? Asta e întrebarea mea. Ok, în cealaltă situație vorbim de persoane cărora li se aplică prezumția de nevinovăție. Păi de nu vorbeam de persoane, eu vă spuneam că în România se fac dosare penale pe fraudă electorală, ceea ce înseamnă că nu doar noi aici în emisiune credem că există fraudă electorală, ci și procurorii. Deci suntem mai mulți care credem că se fură voturi în România. M-am uitat atent la verbum regens pe care l-a folosit, ce s-a auzit de multe ori sau s-a spus de multe ori. Că ce? Da. S-a probat de multe ori, pentru că altfel vorbește doamna Spătaru de metoda Suveică. Da. Păi, un buletin de vot are o ștampilă de control, mai este și ștampila votantului. Ele trec printr-un proces de și sunt păzite. Să-mi spuneți că toată lumea așa participă la treaba asta și că acolo avem și jandarmerie, la organe de poliție. Într-un birou al secției de votare avem reprezentanți de la mai multe formațiuni politice, da, plus cei care sunt, în teorie, echidistanți, adică cei de la AEP. În alte birouri mai sus avem judecători. Da, domnul Cor, hai să simplificăm această discuție care pare complicată. Dumneavoastră, da, spuneți că n-ați auzit de fraude la alegeri, dar partidul dumneavoastră o acuză pe doamna Clotilde Armand că a furat alegerile. Nu, dar am și o întrebare. Liviu Dragnea n-a fost condamnat pentru fraude electorală? La referendumul pentru... Ziceți, domnul Lavrin Covaci, ca să luăm... Asta e referendum, vă rog frumos. A fost condamnat pentru fraude electorală? N-am elemente din dosarul lui Liviu Dragnea. N-ați auzit de Liviu Dragnea? Nu, n-am elemente. N-am elemente. Păi stați că nu v-am pus în judecat. V-am întrebat dacă a fost condamnat sau nu. Ați auzit despre condamnare la Liviu Dragnea? Clar a fost condamnat și a fost și a și executat. Dar
Nu am elemente. N-a executat nimic ce se execute. Știu că a fost vorba la acel moment de niște angajări. Eu așa știu. Dacă știți dumneavoastră altceva... Stați un pic, de cât timp sunteți în PSD? De mult timp. Știți că am mai avut discuția aceasta. Da, da, tot de fiecare dată mă dați peste cap când vreți spusurile astea. Deci dumneavoastră nu știți că Liviu Dragnea a fost condamnat pentru fraudă electorală? Definitiv. Nu știați? Okay. Președintele partidului din care făceați parte la data aia. Nu știați? Așa. Am înțeles. Deci, nu știați? Uitați că mi-a șerut condamnări definitive. Dragnea. Ar fi putut să... Da. Acum, să v-ați stins. Domnul Buda, o încurcătură în care stăm. Acum, cum poate cineva să fraudeze în 2024? Nu știu, citiți motivarea deciziei din dosar. Când vă dau, când vă dă doamna spătaru un caz, a zis, nu cred așa. Când vă spun că sunt dosare pe rol, să fie o condamnare definitivă. Vă dau o condamnare definitivă? Da, nu știu ce să spun. Bine, nu trebuie neapărat să se fure votul, să ajungă votul la George Simion. Pur și simplu e condamnare pe fraudă electorală. Domnule Zantir, ideea este că în momentul de față, partidele care simt că pierd teren și sunt în cădere liberă, simt nevoia să acuze pe cineva și atunci normal că atacă candidatul de pe locul 1, atacă partidul de pe locul 1, partidul care e la guvernare, care e culmea la guvernare cu PNL-ul, că nu e singur. Da, așa este. Domnul Buda, acum, numai o secundă, domnul Covaș, stați o secundă să vorbești cu domnul. Domnul Buda, există o altă problemă pe rol astăzi. Există o altă problemă. Dar e tranșată definitiv? Nu e. Ah, okay. Deocamdată se judecă. Domnul Buda, există această problemă a retragerii. A retragerii din cursă. A venit domnul Ciucă și a spus, domnule, să se retragă doamna Lasconi, că uitați-vă și noastră cifrele ce spun. Sunteți la curent cu această declarație a domnului președinte, nu? Sunt la curent cu declarațiile din spațiu public. Aritmetica este una foarte simplă. Vedem ce s-a întâmplat la alegerile locale, care a fost performanța colegilor de la USR și mie îmi pare rău că a avut o performanță slabă la aceste alegeri și de aceea am spus că astăzi singurul om care poate să reprezinte o alternativă la ceea ce înseamnă PSD-ul este domnul Nicolae Ciucă și de aceea am spus haideți alături de noi pentru că doar împreună putem să câștigăm această bătălie electorală pentru ceea ce înseamnă interesele românilor. Pentru că vedem frauda care este pusă la cale de către PSD și vreau să insist pe această chestiune. Sigur, și eu dezavoiesc această chestiune legată de suvei, că poate că se pot întâmpla în unele chestiuni, dar sunt chei de control. Însă noi avem informații foarte clare că de la nivel central de la PSD au plecat dispoziții către primarii PSD din zona Moldovei, în care să ducă pe fiecare secție de votare 20 de voturi la PSD. Păi și cum le fură? Nu le fură, dar dați-mi voie două secunde, că este de important. Vine așa, sunt președinte de organizație și pot să-mi imaginez ce pot să facă cei de la PSD. Vin și spun așa, fiecare primar trebuie să ducă 20 de voturi pe secția de votare. Eu am consilier local în fiecare secție, am oameni în fiecare secție de votare, care la rândul lor au familii. Și le spun așa, consilierul local X și oamenii din secția de votare Y votează cu Simion. Și aia cele 20 de voturi. Este foarte simplu de făcut acest lucru. Deci trebuie să furi, trebuie să vezi... Deci cu vorba bună! Evident, aici și de partid... Poate știți dumneavoastră mai bine cum se face frauda, pentru că la un moment dat... Domnul, am o rugăminte de la dumneavoastră, poate să mai și ascultați, dar vreau să vă folosească. Suntem doi avocați, votul pentru fica... Să vorbiți strâng ca să se înțeleagă. Plenaria domnul Buda. Se pare că vă pricepeți la frauda. Eu l-am ascultat pe domnul avocat, înțelegând că este avocat, eu vă spun ce se întâmplă astăzi la PSD, pentru că întâmplarea face că ne mai vorbim și noi cu unii cu alții de la PSD și ne-au spus că au această dispoziție pe unitate, să spun așa. Mai bine dumneavoastră ce se întâmplă la noi, mai bine v-ați verificat ce se întâmplă la noi. De unde știți, domnul Buda, ce se întâmplă la PSD? De unde știți ce se întâmplă la noi? Domnul avocat, aveți o doză de o listă de bun fit, adică eu am legat pe cetă noastră, vă rog să mă ascultați până la urmă, o să vă folosesc pe ceea ce vă spun, că văd că nu prea știți unele chestiuni de la PSD. Păi vă spun eu că se întâmplă chestiunea aceasta și anume că ați primit ordin de zi pe unitate să dați cele 20 de voturi pe fiecare secție la George Simion. Aceasta este realitatea. Acum revenim la întrebarea dumneavoastră. Domnule, folosesc niște expresii care s-ar putea să vă doară mai târziu. Aveți un pic de bun simț, totuși, vocabularul pe care îl avem la televizor. Dacă se poate, să fiți un pic decent, să trebuie să fiți avocat. Nu, vă cerea niște probe, domnul Covaci. Dacă aveți. Sunt o serie de elemente care vin și confirmă această chestiune și acest lucru nu merg în piața publică, în piața Victoriei din București, să spui, domnule, facem chestiunea aceasta să sosim la trompetă. Hai să fim serioși. Doi, legat de ceea ce înseamnă ceea ce a spus domnul Ciucă, și anume că astăzi
domnul Ciucă este singura alternativă. Repet, matematica este una foarte simplă și vedem că, da, voturile din zona USR-ului cu voturile din vota PNL-ului sunt cele care vin și, mă rog, concură la ceea ce înseamnă obținerea președinției de către domnul Nicolae Ciucă. Însă, dincolo de această chestiune, noi suntem absolut convinși că domnul Nicolae Ciucă va intra în turul 2, ca să fie foarte clar, și mai departe vom câștiga... Intră în turul 2, domnul Ciucă, și dacă nu se retrage doamna Lasconi? Noi mizăm pe ceea ce înseamnă voturile românilor. Era mai ușor să intre în turul 2 și dacă era doamna Lasconi, dacă se retrăgea... Bun, atunci să mergem la doamna Spătaru. Doamna Spătaru, ia uitați ce zice domnul Buda și a zis-o și domnul Ciucă, de altfel. Era mai simplu pentru un candidat al Dreptei să intre în turul al doilea cu Marcel Ciolacu dacă n-ar fi fost atât de mulți candidați ai Dreptei. Sigur, dar real, între cei doi, da, între doamna Lasconi și domnul Ciucă, sigur că avem candidatul de dreapta în persoana doamnei Elena Lasconi. Domnul Ciucă este încă lângă PSD, alături de PSD, cu PSD. Tot ce face este să semnaleze eventual niște vicieri care urmează fraudă la vot, dar din poziția de la guvernare pe care au lângă PSD, cu Ministerul de Interne, cu Ministerul de Justiție, cu această calitate de guvernant, da, al țării, poate să facă mai multe, zic eu. Ar trebui să facă mai multe, dar o joacă, parcă ar fi în meci, dar joacă de pe margine, știți? Așa este. Deci nu joacă meciul ăsta. E clar, lasă PSD-ul să se desfășoare împreună cu AUR până la capăt și, de fapt, eu cred că ăsta e blatul domnului Ciucă. Să-l facă pe Ciolacu președintele țării, el să devină premier și să guverneze împreună. Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Domnule Orăs, am dat publicității alături de alți colegi din presă fotografiile cu domnul Tudose și domnul Hrebenciuc. Credeți că domnul Tudose într-un an atât de aglomerat și-ar fi făcut timp să se întâlnească cu un pensionar politic precum domnul Hrebenciuc dacă n-ar fi avut de pus ceva la punct politic? Și mai mult decât atât, într-un restaurant gol i-ar fi fotografiat cineva fără știrea cel puțin a unuia dintre ei dacă nu ar fi fost un plan ca aceste poze să apară, spre a confirma teza că Gigi Becali, Viorel Hrebenciuc și cine mai știe cine lucrează să-l ducă pe Simion în turul secund? Mi s-a întâlnit cu șeful noastră de campanie. Care dumneavoastră? Eu sunt convins că domnul Hrebenciuc... Eram cu domnul Orosin. Eu sunt convins că domnul Hrebenciuc face și acum strategiile în PSD așa cum le-a făcut de fiecare dată. Domnul Ciolacu spunea că nu are telefonul domnului Hrebenciuc, nici nu are cum să-l aibă. Nu-l întreabă nimeni pe domnul Ciolacu care sunt strategiile. El este un păpușabil, perfect butonabil, care trebuie să execute conștiincios tot ceea ce se spune de către consilieri în această campanie. Dar eu vreau să mă refer la oferta făcută de domnul Ciucă, care se uită la cifre și nu le înțelege. De n-au ce? N-au nicio legătură voturile din această campanie cu ceea ce s-a întâmplat la alegerile comasate din vară. Pentru că atunci au scos la bătaie consilierii și primarii care își apărau pozițiile lor. Acum acești consilieri și primari nu mai au niciun argument și nicio motivație ca să vină să apere voturile domnului Ciucă și ale PNL-ului. Ce să le spun oamenilor? Votați dreapta că o să guvernăm în continuare cu stânga? Să fim uniți cu stânga? Ce să le spună? Noi am pierdut toată vara încercând să negociem un candidat de dreapta care să nu faulteze limba română, care să intre sigur în turul 2 și să câștige, care să poată să ne spună ce școli și când a făcut, fără să-i fie rușine, care să vorbească ușor cel puțin limba engleză, nu s-a... să ne prezentăm un program prezidențial agreat de toate partidele de dreapta. Asta trebuia să venim noi. Mai avem foarte, foarte avem 30 puțin de secunde. Domnul Covaci, haide să mai arătăm o dată imaginile cu domnul Tudose și domnul Hrebenciuc la masă la restaurantul. La replică pentru domnul Buda și programul electoral. Da, 30 de secunde și comentați și imaginile. Domnul, zis de domnul Ciolacu, dar domnul Ciucă nu cumva e parașutat de la Cotroceni, de la domnul Iohannis. V-a fost trimis așa să vă conducă. Iar în ceea ce privește programul domnului Ciucă acum plantat. Lăsați programul, ziceți-mi după asta, nu mai avem timp. Copiat. După bun. Ceea ce am... Deci e un program slab. Ziceți și de pozele astea. Ziceți de poze, vă rog, nu mai avem timp. Pe justiție este pliat. Băi, aveți un pic de bun simț totuși când mergeți pe la televizoare. Stați un pic. Domnul Covaș, ziceți ceva de pozele astea. E domnul Tudose acolo cu Hrebenciuc la masă. Păi, nu face altceva decât să confirme ceea ce domnul Gigi Becali a spus. Da, domnul Buda, numai o secundă să lăsați pe domnul Covaș să spună câteva cuvinte. Da,
Vă rog. Sunt imagini cu video, scrie acolo, există subtitrare, ce-au făcut, ce-au vorbit. Okay, bine. Aveți stenogramele sau cum? Da, domnule, nu sunt. Sunt, nu sunt imagini cu video. Am înțeles. Bine. Gata, ne-am lămurit. E clar, nu sunt imagini cu video. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Trebuie să luăm pauză. Mulțumim, doamna Sfătaru, domnul Oros, domnul Buda, domnul Covaci. Mulțumim tuturor pentru comentarii, explicații, puncte de vedere, chestii. Pauză, ne întoarcem în direct. I know, it's a very nice, huh? Yes, but your watch. Oh, this is covered in diamonds. But no, but the which would you rather have? You want the No, thanks, no, sure? thanks. Sure, but your watch, what is the name? And it's a how much? 1 euro. 1 euro. Please. Andrew, today... Would like a change with me? No, I'm pushing style. Or like you possible. Change with my watch? Your watch? You know what, Ceaușescu, I would love to change, but I could not take this watch for this one, because this is too much money and I would feel bad. Okay. So you keep that one, because you're the rich guy and I just... Okay. Please give me for 1 second, I put my hand. And? I hope you can't run too fast. No, thanks. Today you are brilliant. Oh, wow, 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 wow. Yeah, ah, bad, ce spuneți oamenilor? Ce ceas am și eu acum? Câte apartamente îmi pot cumpăra de acest watch și his name? And this is a diamond. Yeah. He diamond. From Ambani. Oh, Ambani. My God. I thank you. My God. Am avut și eu ceas de jumătate de milion de euro, half a million. Something like this, yeah. Oh, close. My God. Thank you. Ați văzut ce ceas? Deci el mi-a dat ceasul lui ca să-l port și eu 10 secunde, ceas de aproape jumătate de milion de euro. Eu am vrut să-i dau un ceas de vreo 2000 de lei și nu a vrut să-l ia. This is a 200 Ah, this lei. Is better. Good. Yes. Thank you. Vezi că e bogat, am fost eu câteva secunde.